Samson menționa toate locurile unde am lucrat. Chiar m-am întrebat dacă am avut un dublu. Am fost eu sau că parcă nu pot să cred că am fost toate locurile astea. Dar în fine, se pare că am fost. Și vă rog dacă îmi permiteți, e foarte mic acest obiect pe capul meu și mi-e frică că o să cad în timp ce o așa. Să pun după aceea. Stimate domnule rector, stimată doamnă președintă a Senatului, stimați membri ai Senatului Universității Ovidius din Constanța și membri ai corpului academic, dragi studenți, dragi invitați. Încep prin a vă mulțumi pentru această distinție care mă bucură și mă onorează. Într-adevăr, mă bucur mult că printre titlurile honoris causa primite de-a lungul anilor, acesta îmi este acordat la inițiativa Departamentului de Teatru al Universității Ovidius, așa încât e un prilej să-mi exprim recunoștința pentru anii petrecuți ca student, acum mai bine de o jumătate de secol, la Facultatea de Teatru din București, unde calitatea educației era direct proporțională cu cea a profesorilor remarcabili care au făcut gloria școlii românești. Cei care au ajutat multe generații de actori și regizori să sondeze adânc în studiul meseriei de teatru. Astfel s-a format fundația solidă pe care s-a construit cariera mea americană. Când de foarte tânăr am început să lucrez în teatrele new-yorkeze și tot la New York, la Columbia University, am înființat și condus școala de actorie. Recent, când am fost invitat la Constanța să fac un workshop și casting pentru viitoarea producție, am constatat cu încântare că, într-adevăr, așa cum auzisem, trupa constanțeană este foarte bună, foarte închegată, cu deschidere spre nou, cu entuziasm și creativitate. Teatrul dramatic constanțean trece printr-o etapă fastă a existenței sale, având în domnul Ervin Simpsonson nu doar un regizor bun, ci și un adevărat director, lucru rar în ziua de azi. Cineva care are inițiativă și viziune. Un colectiv premiat, invitat, apreciat în toată țara, animat de un spirit tânăr, dinamic, dornic de a conecta teatrul cu ce se întâmplă azi în lume. Îi lipsește pentru moment o infrastructură adevărată pe măsura trupei, dar dacă autoritățile locale vor continua să aibă o atitudine pozitivă față de artiști, ceea ce o au, sper că va veni curând vremea unui teatru nou aici în Constanța. Și de ce nu, primirea statutului de teatru național, care nu ar fi decât o recunoaștere a valorii din prezent și a unei istorii de aproape 75 de ani, cu spectacole de referință, cu actori și regizori de marcă, scenografi talentați, printre care trebuie să o menționez întâi pe Carmencita Broșboiu, pe care o leagă multe de Constanța. Aici s-a născut, aici a crescut, s-a format și a debutat, ea fiind o prietenă de suflet, alături de care am creat numeroase spectacole și cu care lucrăm și acum, la 12-a noapte de Shakespeare, împreună cu soția și colaboratoarea mea, Dana Dima. Fiecare oraș are o atmosferă și un public aparte.